În fiecare an în România este marcată la 10 mai Ziua Regalității, legiferată de Camera Deputaților în anul 2015 drept sărbătoare națională. În data de 10 mai s-au întâmplat trei momente importante din istoria României: începutul domniei lui Carol I în anul 1866, proclamarea independenței de stat în 1877 și încoronarea primului rege al țării în anul 1881. De ziua națională a regalității, prefericitul părinte patriarh Daniel a transmis un mesaj de felicitare majestății sale Margareta, cu custodele coroanei române. Cu deosebită bucurie la sărbătoarea Zilei Naționale a Regalității, adresăm întregii familii regale a României felicitări, binecuvântări și calde urări de sănătate. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate peste poporul român prin faptele de vitejie și de înțelepciune ale regilor României, cărora le aducem un pios omagiu de recunoștință. Și în acest an, 2023, în ziua de 10 mai, la Catedrala Patriarhală sunt comemorați cu respect și evlavie regele Carol I și regina Elisabeta, regele Ferdinand și regina Maria, regele Carol al ii și regina Elena, regele Mihai și regina Ana. Ne rugăm Domnului nostru Isus Hristos să ne ajute să păstrăm și să promovăm valorile unității, libertății și identității naționale moștenite de la înaintași, ca fiind simboluri ale demnității poporului român spre binele României și bucuria tuturor românilor.